Pericol la fiecare pas. În 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 22 găsim scris: Fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Pericolele morale la care sunt expuși toți, atât bătrâni cât și tinerii, cresc zilnic. Alinearea mentală morală, pe care o numim depravare, găsește suficient spațiu pentru a lucra, iar bărbații, femeile și tinerii care mărturisesc că sunt creștini exercită o influență josnică, senzuală, diabolică. Cei care au învățat adevărul și nu fac fapte corespunzătoare cu mărturisirea lor de credință sunt supuși tentațiilor lui Satana. Ei întâmpină pericole la fiecare pas făcut înainte. Sunt aduși în contact cu răul, văd priveliști și aud sunete ce le vor trezi pasiunile nesupuse. Ei sunt supuși unor influențe ce îi conduc să aleagă mai degrabă răul decât binele, pentru că inima lor nu este sănătoasă. Exact în momentul în care puterea voinței trebuie exercitată, când este necesar să fie ferm pentru a rezista la prima apropiere a ispitei, descoperă că sunt victime lejere ale și retlicurilor Satanei, o simplă jucărie a diavolului. Toate ispitele lucrează acum ca să-i facă pe cei care pretind că păzesc poruncile lui Dumnezeu să le încalce. Toți trebuie să învățăm lecția puterii existente într-un caracter bun. Nu există o pregătire de care avem nevoie mai mult acum decât pregătirea tinerilor și tinerelor pentru a avea corectitudine morală și pentru a-și curăța sufletele de orice pată și zbârcitură de întinare morală. Standardul moralității și a sfințeniei este târât în praf. Ne apropiem de sfârșitul perioadei de probă, când fiecare caz va trece pentru revizuire înaintea lui Dumnezeu. Perioada de probă este timpul pe care ni l-a dat Dumnezeu ca să ne formăm caractere pure și sfinte. Dacă nu valorificăm acest timp, dacă gândurile sunt impure și inima nu este sfințită, dacă practicile nesfinte sunt tolerate, fiți siguri că partea noastră va fi cu cei nesfinți, degradați, abominabili. Acum, în perioada de probă, fiecare suflet trebuie să facă propria alegere. Aceasta va fi văzută în familie și în asociere cu biserica. Virtutea și principiile adevărate și neegoiste vor fi răsplătite în sine, pentru că vor fi reproduse în alții. După roadele lor, îi veți cunoaște. Matei 7:20. Părinte Ceresc, sunt conștient că la fiecare pas există pericole. Te rog, ajută-mă să studiez mai mult, să cunosc mai mult voia și planul tău cu viața mea și să nu îmi placă ceea ce este lumesc. Îți mulțumesc că tu trimiți Duhul tău cel sfânt și să lucreze la caracterul meu. Fii slăvit și lăudat, pentru că și astăzi știu că eu voi fi biruitor prin tine. Amin.